Când se întâmplă botezul cu Duhul Sfânt, da. Deci, Biblia vorbește despre acest botez. Unii spun că botezul are loc când te naști din nou și se bazează pe un text din Corinteni 12 cu 13. Deci, 1 Corinteni 12 cu 13 spune așa: noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Și interpretarea este așa, că aici Apostolul Pavel spune am fost botezați de un singur Duh. Botezul ce înseamnă? Scufundare. Adică tu, când ai fost născut din nou de Duhul lui Dumnezeu, ai fost scufundat în biserică. Adică ai fost alipit bisericii, introdus în biserică, ăla-i botezul, te-a scufundat Duhul Sfânt în trupul lui Hristos în biserică. Și ăsta e principalul text care susține poziția asta. Cealaltă interpretare spune că botezul se referă la o lucrare ulterioară, după ce a fost nașterea din nou, și poate să fie ori o împuternicire pentru o lucrare nouă, deci o experiență nouă de împuternicire în care Domnul te pune deoparte pentru o anumită lucrare, în care tu ai ceva de mărturisit și nu ești pregătit și Duhul Dumnezeu te umple cu putere și mărturisești, cu efecte, cu rod. Deci asta este varianta botezului Duhul Sfânt ca împuternicire, umplere pentru lucrare. Sau a treia variantă este că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să primești niște daruri supranaturale, ori prorocia, ori vindecarea, ori vorbirea în limbi. Și botezul înseamnă să primești măcar unul din aceste daruri speciale. Pentru pentecostali, darul trebuie să fie vorbirea în limbi. Pentru alți pentecostali sau carismatici, darul poate să fie și prorocia, și vindecare, darul vindecării, sau poate alt dar. Ai de ales între aceste trei variante. Asta am explicat, simplu am răspuns. Da. Răspund întâi că un creștin nu poate să fie posedat de duhurile. Punct. Poate un creștin să fie bolnav, să aibă boli psihice, da. E și el om, are și el psihic, poate să aibă epilepsie, poate să aibă schizofrenie, poate să aibă, alte boli de acest gen. Dar asta nu înseamnă că e demonizat. În Biblie, când citesc despre duhurile rele, în special în Noul Testament, cele mai multe cazuri, cu una, două excepții, oamenii care erau posedați de duhurile rele se deosebeau de cei bolnavi, să zicem, normal, prin faptul că oamenii posedați vorbeau împotriva lucrării lui Dumnezeu, pe față, deschis. Deci poți face deosebirea între un bolnav psihic și un bolnav și un demonizat în acest fel. Sunt oameni care sunt dăruiți celui rău, cu tot ce au, și luptă împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia nu trebuie să se manifeste deosebit, să știți. În perioada comunistă i-am întâlnit câțiva care luptau pe față deschis cu ură împotriva bisericii și al lui Hristos. Pentru mine oamenii aceia erau posedați de duhurile. Pentru că era duh rău împotriva, demonic, împotriva lucrării lui Dumnezeu. Dar dacă am întâlnit și în bisericile mele mai mulți oameni bolnavi, psihic,
nu înseamnă că erau demonizați. Pe mulți am ajutat, m-am rugat pentru ei și au revenit. Unii au medicamente, iau medicamente poate toată viața, îi iubim, sunt ai noștri, îi ajutăm cât putem, dar vă rog să nu puneți ștampile pe ei, că ar fi demonizați. Sunt foarte, foarte rare cazurile de demonizare. Deci aici fac o diferență și vă rog să o faceți și dumneavoastră. E adevărat că unii cred că în spatele fiecărei boli este un duh rău. Așa, în general, e adevărat că tot ce e rău are în spate un duh rău, nu? Așa, să vorbești la general, e posibil. Dar faceți, vă rog, și diferența aceasta. Și Iisus Hristos, când mai vindecă pe unii pe alții, sigur, El răspunde la și la, concepțiile populare din vremea aceea. Oamenii chiar credeau că și în spatele bolilor atunci s-au duhurile. De aceea Iisus spune, scoate dracul din cineva, scoate demonul și care s-a manifestat în fel și chip și spune, da, a ieșit un demon, dar de fapt a fost o vindecare normală, însă manifestările semăneau cu ale demonizațiilor. Dar asta face Iisus în contextul de atunci și numai vreo două cazuri în toată lucrarea lui Iisus. În rest era boală, era orb, orb, bun. A spus Iisus că orbul din Ioan 9 e demonizat? Ne. Așa. Paraliticul, soacra lui Petru, să nu uităm. Da. Deci n-a spus că e demonizat ăștia. Erau bolnavi, ca noi toți. Și Hristos a hotărât să vindece. Vindecarea ce însemna? Când o putere mai mare decât puterea bolii, nu? Venea peste persoana respectivă în trup și oprea un proces de moarte, că boala te omoară, nu? Poți să dai mai încet, că e eco aici. Da? Ok? Acum e bine. Și se oprea un proces de descompunere, de... Să luăm cazul lui Lazar. Lazar a fost înviat din morți. Păi spune că mirosea când a ajuns Iisus, da? Ce s-a întâmplat acolo? Învierea a fost, de fapt, oprirea unui proces de putrefacție. O altă putere, mai puternică decât a bolii, a descompunerii, a intrat în trupul lui Lazar și a reluat procesul de viață, de vindecare, de un fel de a contracarat, da? Și viața a revenit din nou în trupul lui Lazar. Aia a fost o lucrare miraculoasă, da? Dar un proces natural a fost întrerupt de un proces, de o putere supranaturală. Asta s-a întâmplat. La Iisus Hristos a fost alt tip de înviere, deci nu confundăm tipurile de înviere. Dar vedeți că a existat această lucrare specială, există și astăzi. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu e mai puternic decât Duhul Lumii, așa spune 1 Ioan, că cel care e în voie e mai tare decât cel care este în lume. Și eu cred că pot să existe și oameni aparent demonizați să fie vindecați, să iasă Duhul cel rău din ei. De ce nu? Și tot așa, cred că poate să existe boli vindecate de puterea lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu decide spre slava Lui, vă rog să rețineți, dacă Dumnezeu decide că e spre slava Lui, spre gloria Lui, nu a omului, El poate alege, El, să facă această lucrare. Noi ne rugăm, noi doar participăm prin rugăciune, cerem, Dumnezeu decide. Am o verișoară, încă trăiește, Irina o cheamă. Acum, poate 20 de ani, acum ea are 70, deci avea 51 de ani, avea 3 copii, a fost diagnosticată cu cancer de gât. Dusă la Satu Mare, după aceea la Cluj, mai avea câteva luni de trăit, așa au spus medicii, cancerul era evident, așa lucra și bun.
Biserica din care făcea parte, Biserica Baptistă, ea era baptistă, s-a pus pe post și rugăciune. Și câteva săptămâni, în fiecare seară, biserica s-a strâns seara la rugăciune. Cei care puteau veni, 5, 50, câți puteau veni, să se roage pentru ea. Dar în ziua aceea trebuia să postească. Deci posteai toată ziua, venea la biserică și te rugai, între, mai știu, 7 și 8 sau așa ceva era. O oră acolo. Nu era predică, să înțelegeți, nu era cântare, nu era colectă. Da. Era doar rugăciune. Cine, biserica era deschisă și câteva săptămâni s-au rugat pentru ea. Ea era la Cluj, la oncologie. Ea mi-a povestit. Ea, verișoara mea. Și mi-a spus, zice Emil, într-o noapte, zice, m-am culcat, medicii erau foarte rezervați, 3 luni, zicea că mai am de trăit. Și zice, m-am rugat și chiar în perioada când biserica era în post și rugăciune, între orele 7-8, cred că era. Zice, înainte de a dormi, am simțit o energie, o putere, un val din acesta de putere, aici, în zona gâtului meu. Dintr-o dată am simțit-o foarte intensă, ca și cum mă ardea ceva. Și am adormit. Dimineața când s-a trezit, nu mai are nicio durere. Vin medici la ea. Se adună, nu știu, 20 de medici, zicea că n-au mai văzut așa ceva. Dar aveau analizele, diagnosticul, era acolo, în fiecare zi făceau analize. S-au uitat la gâtul ei, nu mai avea nimic. A lăsat acasă, trăiește și în ziua de astăzi. Bun, eu ce să zic, că a fost o întâmplare? Deci toate condițiile să vorbești despre o minune a vindecării există. A fost pentru slava Domnului, a fost strângerea bisericii, a fost rugăciune, a fost credința ei, a fost credința celorlalți. Dumnezeu a redat-o familiei și și-a văzut nepoții venind. Deci, puterea lui Dumnezeu lucrează și azi. Nu lucrează la comanda noastră. Nu-i telecomandă să zici, la 6 va fi slujbă de vindecare. Cam așa, de aceea nu-mi plac carismaticii. Dar cine ești tu să-L programezi pe Duhul Sfânt? Eventual El te programează pe tine. Mâine la 6 mori. Da, în sfârșit. Bun, mai glumit puțin ca să înțelegeți, dar apropo că știu că vă place fotbalul, așa-i? E și echipa voastră, Moldovei. Na, să nu vorbim, că nici în România nu stăm grozavi. Dar se zice că, e o glumă, un frate din biserică care îi plăcea fotbalul, s-a dus și el la un proroc și i-a spus, auzi, tu vorbești cu Domnul, mai ies. Întreabă-l, vom juca fotbal în cer? Prorocul zice, îl întreb. După un timp se întâlnește din nou fratele, fotbalistul, și îl întreabă, auzi, l-ai întrebat pe Domnul? Da, zice, am întrebat. Și ce-o zis? Am o veste bună și o veste rea. Cu care să încep? Începe cu vestea bună, zice el, fotbalistul. Vestea bună este că se va juca fotbal în cer. Vai, ce fericit a fost fratele, nu mai putea. Păi ce veste rea poate să fie? Îi spune, îl întreabă, de ce, care e vestea rea? Vestea rea că mâine ai meci acolo.
Deci aveți grijă cu prorocii ăștia cum lucrați. Mai bine nu întrebați. Cine știe ce răspuns primiți. Da. Bun, mai este întrebare? Da. Nu cred că textul din 1 Corinteni 13 la început vrea să clarifice problema asta. Acolo Pavel face un contrast. Chiar dacă el ce vrea să spună că indiferent ce daruri ai avea, trebuie să iubești. Indiferent ce, și nu indiferent ce daruri, pentru că Pavel acolo vorbește și despre a face filantropie. Chiar zice, dacă aș ajuta, chiar dacă aș fi muzician în biserică și aș cânta cu instrumentele, zice, dacă n-ai dragoste, nu înseamnă nimic. Deci ce vrea Apostolul Pavel acolo este să spună că indiferent cum se manifestă darul în biserică, toate trebuie să se facă în etosul, în atmosfera, în spiritul dragostei. Indiferent. Pentru că el înainte vorbea despre daruri pe care le avem ca organele în trup, ca mădularele în trup. Avem nevoie unii de alții, de ochi, nu? De mână, da? Și ăsta e trupul, funcționează împreună. Da? Și nu poți tu să fii diferit și să urăști. Mâna nu poate urâ ochiul pentru care are nevoie de el. Și, deci e foarte frumoasă metafora acolo. Și în contextul acesta spune că indiferent ce daruri ai, trebuie să le faci, să le aplici cu dragoste. Deci nu cred că se referă la cei care ar avea niște daruri, dar Dumnezeu s-ar folosi de ei și dacă ar urâ pe alții sau nu. Contrastul nu e același. Contrastul este, adică aici Pavel vrea să sublinieze mai mult că indiferent ce dar ai în trupul lui Hristos, totul trebuie să o faci cu dragoste. Dacă dai învățătură, să nu disprețuiești pe celălalt. Dacă ai darul, știu, slujirii, așa, nu disprețui pe cei care nu l-au, ci fă-l cu dragoste. Iubește pe toți care sunt în trupul lui Hristos. Și atunci darurile sunt eficiente. Am așa, cred că e textul. Altcineva, poftiți liber, cine mai are întrebări? Da? Da. Da. Suspină. Vorbirea în limbi. Da. Ok. Dacă au auzit toți, la început a fost că noi câteodată suspinăm în Duhul. După ce s-a primit că la sfârșit s-a vorbit și despre vorbirea asta în limbi care nu-i cunoscută, da? Și mă gândeam că poate unele persoane, adică prin Duhul Sfânt, poate să acele oftări să și verbalizate cumva, care noi nu le înțelegem. Dar mă gândeam, nu știu, vedeți o legătură aici sau nu? Da. Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, toate întrebările au fost foarte bune, mulțumesc pentru ele. Um,
ideea aceasta de suspin, de a ofta, este un fel de a vorbi, tot așa metaforic, în care arată că Duhul simte, Duhul e aproape de tine. Și apropo, în Romani 8, textul acela, dacă vă veți uita până în spate încă câteva versete, veți găsi că de trei ori Pavel folosește cuvântul suspină. Merge o predică bună aici. Pentru că suspină natura, firea, știți, firea suspină, așa? Apoi suspină creștinul, zice, noi suspinăm, și apoi suspină Duhul. Merită o predică bună asta. Da, voi o pregătiți. Deci acolo Pavel cred că vrea să spună că toți simțim, toți participăm, avem niște dorințe. Deci contextul este cu totul altfel decât vorbirea în limbi. La vorbirea în limbi, totuși, vă spun cam personal cum înțeleg, pot exista, conform a ceea ce spune Pavel, pot exista trăiri personale, intime, în prezența lui Dumnezeu, care nu pot fi articulate în cuvinte clare. Și poate să fie suspin, poate să fie onomatopee, poate să fie un fel de oftat, da? Din acesta care nu are cuvinte. Deci cu asta sunt de acord, că în anumite stări în prezența lui Dumnezeu, experiența ta nu poate fi definită clar. E la fel și în alte situații din viață, nu numai aici. Că și în alte situații, când, știu eu, primești o veste rea, a murit un prieten drag, și n-ai cuvinte. Și ce spui? Deci n-ai cuvinte. Eu am primit vești cu pandemia aceasta, mi-au murit undeva la 6-7 păstori prieteni. Au murit de coronavirus. Și când am primit vestea, n-am avut cuvinte. Deci, sigur, e o stare în care nu te poți exprima. Deci avem astfel de stări, sunt de acord. Tot așa cred că poate să existe o stare, astfel de stare, în prezența lui Dumnezeu când te rogi sau când cânți sau stai în meditație în prezența lui Dumnezeu. Uneori, chiar în timpul cântărilor în biserică, sunt și eu cercetat, îmi place cum cântă biserica frumos. Nu-mi plac cântările neteologice, dar pe alea nici nu le pot cânta. Dar cântările care scot în evidență măreția lui Dumnezeu, jertfa lui Hristos, uneori așa de frumos cântă biserica că eu nu mai cânt. Îmi place să ascult. Deci, te oprești. Deci aceste opriri cred că sunt momentele acelea în care cuvintele nu-și au rostul. Din acest punct de vedere, sunt deschis. Am zis că sunt deschis, dar precaut, atent. Să zic, e posibil să existe astfel de trăiri. Tu să trăiești ceva diferit de mine. Și asta spune Pavel acolo. Zice, cu Duhul spune taine. Cuvântul care mă interesează acolo e taine. Ce să lea? Ce sunt tainele acolo? Pentru că puțin mai târziu, în 1 Corinteni 14:25, Pavel zice că aveți grijă cum vă purtați în biserică, că dacă zice, intră un necredincios între voi, să nu zică că sunteți nebuni, așa vă purtați ca nebuni. Totul să se facă cum pătat, ordonat, gândit. Zice, dacă atmosfera în biserică, lucrarea în biserică e de la Dumnezeu și clară, zice, tainele inimii lui, a necredinciosului, rețineți, care intră în biserică, tainele inimii lui vor fi descoperite, el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru.
Ce înseamnă acolo? Tainele inimii lui vor fi descoperite. Iarăși cuvântul taină. Deci Pavel, adică, face loc unor trăiri și pentru necredincios chiar, care intră în biserică, și pentru un credincios care este în biserică, să experimenteze trăiri care nu se pot explica în cuvinte. Și pentru asta trebuie să fim deschiși, fraților și surorilor. Când spun frați, includ și surorile. Da. Deci, de aceea am spus, vedeți, ultimul punct, deschis, dar precaut. Atent. Pun întrebări, văd, verific. Și știți, am învățat ceva mai greu în viață, poate rețineți ideea aceasta, să nu disprețuiești ceea ce Dumnezeu binecuvintează. S-a înțeles? Să nu disprețuiești ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Că dacă Dumnezeu îl binecuvintează pe cineva cu o anumită experiență și nu mă binecuvintează pe mine, n-am voie să-l disprețuiesc. La un moment dat, în Luca 9, ucenicii se laudă la Iisus. Doamne, a venit unul după noi, dar noi l-am oprit. L-am oprit, nu-i de-a nostru. Și Iisus ce le spune, vă amintiți? Nu-l opriți, zice. Dacă pestește, dacă vrea și el, de ce-l opriți? Există limită, da, știm ce credem, ne păstrăm convingerile, afirmă-le cu toată puterea, dar fii deschis și pentru ceea ce tu n-ai trăit și n-ai înțeles până azi. Nu disprețui ceea ce Dumnezeu poate binecuvânta la altcineva. Și la biserici, de exemplu. Dacă veți vedea că o biserică explodează, oamenii merg acolo și... Sper că nu veți fi geloși. Și veți ruga aici, Doamne, te slăvim că dai binecuvântare și acolo. Asta face un creștin matur. Da. Da, bine. Mai aveți întrebări? Da? Cum înțelegem că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt? Pecetluiți cu Duhul Sfânt? Expresia este în Efeseni 1 cu 13 și 14, că sunt legate cele două. Dar acolo în Efeseni 1 spune că, deci ca să înțelegeți, textul în Efeseni 1 e un fel de rugăciune, de doxologie, îi spune. Începe de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu tot fel de binecuvântări. Și apoi spune că care sunt binecuvântările? Sunt trei. Toate sunt legate de Sfânta Treime. Tatăl, zice, ne-a ales mai înainte de temerea lumii să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Apoi vine în El, în Iisus Hristos, în avem răscumpărarea, iertarea păcatelor, astea a doua. Și a treia vine versetul 13 care spune că și Dumnezeu acesta zice în mila Lui ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt prin care sunteți răscumpărați pentru ziua așa. Deci, Tatăl alege, Fiul răscumpără, Duhul pecetluiește. Asta e concepția lui Pavel. Cum se implică Sfânta Treime în planul de mântuire? Același Dumnezeu. Tatăl concepe un plan și alege un popor nou. Fiul vine și răscumpără pe cei care sunt în poporul nou. Și apoi, după ce lucrarea de scumpărare e făcută, pecetluirea, ștampila, e pusă de Duhul lui Dumnezeu în inima omului. Deci pecetluirea acolo este o lucrare încheiată. Și cred că se referă la nașterea din nou acolo. Duhul Dumnezeu naște din nou. Bun, dar
Mai există încă un vers, cum zicea bunica mea. Deci, în Efeseni 1, cu 13, da. Și mai există un text în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 5 sau 8, 7, nu știu, îmbătrânesc eu, 5 era. 2 Corinteni 5 cu 5. Aici Apostolul Pavel vorbește despre casa pământească și casa cerească. Foarte frumos. Merită să predicați și la înmormântări de aici. E un text foarte bun. Și să faceți diferența aceasta între cort și casă. 30 de euro, vai! Se salvează misiunea, da. Cortul se referă la trupul pământesc. Și acum suntem într-un cort și gemem în el. Apropo de gemut, de oftat. Dar zice, peste acest cort ne vom îmbrăca cu locașul ceresc, cu casa cerească. Și Pavel spune că atunci când mori, cortul dispare și te muți la casă. Ați dormit în cort. Văd. E foarte incomod. Șalele, spatele. Cam așa arată viața noastră pe pământ. Și Pavel zice, când veți învia, vă veți muta la casă. Dormeze frumos, pernă din aia anatomică, apă caldă, frigider, aia e casa. Cam așa zice trecerea de aici, dincolo. Avem, avem care ne așteaptă, dar acum nu te grăbi, bine. Sunt de acord. Avem. Nu te grăbi. Sunt de acord. Deci. Eu nu vreau să mă mut repede. Mai stau în cortul acesta și că trebuie. Uite, vezi, dacă aș fi fost la casă, nu eram aici astăzi. Deci, dar versetul 5 mă interesează și spune Pavel așa, că cel ce ne-a făcut pentru această schimbare este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Expresia arvuna Duhului aici poate fi tradusă și pecetea Duhului. Ce este o arvună? E o garanție. Așa când te duci, știu, să iei un credit la bancă, ți se cere o garanție. Da. Pavel spune așa, ați primit deja garanția că vă veți muta la casă. Și garanția aceea e Duhul Sfânt în voi. Deci Duhul lui Dumnezeu, cine l-are, are deja garanția că se mută la casă, de la cort. Duhul lui Dumnezeu pecetruiește, face arvun și spune, ești al meu, asta ești. Da, deci pecetluiți cu Duhul nu are doar sens din ăsta așa de declarație. Ești mântuit. El lucrează în tine, pregătește în tine și tranziția dincolo. Asta e frumos. Da? Am o interpretare, nu știu care, dacă e corect. De la înviere, când Iisus se arată la ucenici, da, și spune că Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa v-a trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt.
Celor ce le veți ierta păcate vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Acum, interpretarea dată că... Și ce înseamnă legea asta? Legea a fost născută din nou și a rosat puternicită. Nu știu. Da. Ucericii. Acum îmi explicăm. Cei mai mulți interpretează textul scos din context și numai ca să-și argumenteze niște păreri ale lor. Încă o dată, citiți atent aceste versete. După învierii, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine. Tatăl, așa vă trimit și eu. Deci tot contextul de aici este de trimitere. Vă trimit în lume. Aveți o misiune. Luați Duh Sfânt înseamnă că Duhul Sfânt va fi cu voi. Este o pregătire pentru ziua cincizecimii și ce urma. E foarte simplu. Deci contextul contează. În contextul acesta al trimiterii în misiune de predicare a Evangheliei, spune Iisus, când voi veți predica, deci, în trimiterea voastră și unii vor crede în ce ați trimis, păcatele lor vor fi iertate pe baza răspunsului pe care l-au la mesajul cu care eu vă trimit. Nu există ca omul să ierte păcatele. Nicăieri, se contrazice cu toată Scriptura. Deci contextul spune așa, vă trimit să duceți Evanghelia până la marginile pământului. Cei care vor crede în ce voi veți predica, vor avea păcatele iertate. Cei care nu vor crede, vor avea păcatele ținute. E simplu. Din Ioan și spun că de fapt acolo e nașterea bisericii. Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta e versiunea Pustan. Nu e adevărat, nu există. Această interpretare atât de slabă. E doar o părere. Biserica a fost anticipată. Iisus a spus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Dar, deci, după înălțarea lui Iisus Hristos, încă Iisus le spune, veți primi o putere. Încă n-a venit, încă nu s-a început totul. Vă pregătesc, a stat 40 de zile în cursuri intensive de teologie cu ei și a pregătit. Toate anticipau ziua cincizecimii, nașterea bisericii. Această interpretare e una dintre cele mai slabe și proaste ale textului acesta. Nici măcar ortodoxii nu cred în varianta asta. Deci este o interpretare greșită complet. Biserica s-a născut clar în ziua... Pentru că vă amintiți că la un moment dat, cred că Petru spune că așa să facem cum a fost la început. Vă amintiți cum era la început? În Faptele Apostolilor este. Pot găsi textul acela. La care început? Păi trimiterea era la ziua cincizecimii. Ăla era începutul, dacă vreți. Era începutul bisericii. Bun, altceva? Mi-am mai scris aici, frate. Mai tare un pic, că n-aud. Poate un creștin să conducă și să comande Duhul Sfânt? Sau stăpânește Duhul complet dorințele unei persoane? Și ce putere are o persoană asupra Duhului care trăiește în el? Sunt mai multe întrebări acolo. Întrebarea vine dintr-o anumită direcție, dar e doar concepută așa de curiozitate. Cum să comanzi Duhul Sfânt? Iertați-mă. El te comandă pe tine, nu tu comanzi pe Duhul Sfânt. De asta spuneam, e ridicol să comanzi tu la ora 6 facem vindecare. Unde ați întâlnit așa ceva? Asta înseamnă când omul se pune în centru.
Și sunt din ăștia care se laudă și ei, ca și cum ei controlează Duhul lui Dumnezeu. Dar așa ceva nu există, este o batjocură la lucrarea Duhului Dumnezeu. Pe Duhul lui Dumnezeu lucrează când vrea El, cum vrea El, cu cine vrea El. Noi suntem la îndemâna Duhului Dumnezeu. Ne facem parte, ne sfințim, așteptăm, nu comandăm Duhul și puterile. Păi puterile vai de noi și ne facem de rușine. Dar zic, acestea sunt genul de idei care vin din lumea carismatică. Sper că nu le credeți. Sunt, oamenii aceștia nu știu măsura. Vor să impresioneze doar, atâta tot. Și să știți că sunt și cântări greșite, foarte greșite. Cum? Primul Corinteni 14:32, acolo spune, duhurile prorocilor sunt supuși prorocilor. În această vedere, întrebare. Da, bine, iarăși, cum vrei interpretezi acolo. Acolo tot contextul este despre ordine în biserică. Deci manifestarea ta să fie controlată, adică nu te poți manifesta necontrolat în biserică. Tu când prorocești, când vorbești, trebuie să te controlezi, să știi măsura. Că de acolo zice imediat că Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii, nu al haosului, al dezordinii. Deci n-are nimic de a face cu puterile. Acolo e cu ordinea în biserică. Iarăși ceva scos din context și făcut o teologie falsă. Da? Duhul prorocilor este supus prorocilor, înseamnă că un adevărat învățător, predicator, se controlează, știe ce face în biserică, nu că face lucruri necontrolate. Păi, tocmai asta sancționează Pavel acolo și spune, când intră un necredincios și vă vede cum vă manifestați necontrolat, zic că sunteți nebuni. Toate să se facă în rânduială. Vorbește unul, celălalt să tacă, să stea jos. Se ridică altul, să stea jos. De nu toți deodată. Să te apuci să prorocească, să predice 3-4 deodată. Cam cum ar arăta biserica aia? Ar fi adunare generală. Da, dar nu închinare. Mă, adunarea generală ne dăm drumul. Să... Da? Întrebare pentru prieten. Așa se când par lucrurile mai dificile. Deci, în Evrei, capitolul 6, voi cita 3 versete din 4 la 6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au crezut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Da. Cum au putut fi părtași Duhului Sfânt și totuși au căzut? Da. Și nu ai nicio șansă pentru ei. Da, e un alt text greu, ca și cel din Ioan, sigur, ele mereu se pun aceleași întrebări. Aș fi dorit o întrebare de genul, frate, ce se înțelege să nu fii plin de must? Da. Dar văd că n-a venit întrebarea. Deci se interesează chestiile astea foarte complexe, că e un text foarte greu, printre cele mai dificile texte de interpretat. Bun. Iată ce cred eu că despre ce vorbește textul acela și cel din capitolul 10, că e aceeași idee. Această carte, cum se numește? Epistola către evrei. Deci, e adresată evreilor. Care evrei? Este vorba de evrei care au intrat în biserică. Când au intrat evrei în biserică, creștini, nu s-au lepădat de tot ce era evreiesc. S-au adus cu ei tot felul de balast, reguli. Au încercat să le impună celorlalți creștini. Așa s-a întâmplat în Galatia, în Roma. Acest text din Evrei 6
vorbește despre evreii care au devenit creștini, care au gustat din noua viață, noua religie. Au o parte de învățături, au o parte de o pocăință, de întoarcere la Dumnezeu. Dar au avut parte de lucrări ale Duhului. Asta înseamnă părtaș. Au văzut lucrările Duhului. Nu, părtaș Duhului nu înseamnă că o tăiat o felie din Duh și... Ne. Înseamnă că au văzut lucrările Duhului, s-au pocăit, deci au fost în mijlocul nostru. Și erau în mijlocul bisericii atunci. Dar ce spune autorul, nu cred că e Pavel autorul acestei epistole, asta e părerea mea, limbajul e altul. Dar ce spune autorul este că dacă acești evrei care au trecut la creștinism nu-și continuă viața de credință în mod obișnuit, crezând că singura cale de mântuire este Iisus Hristos și sângele Lui, toate celelalte pe care le-au gustat se vor anula. Și ei își taie singura cale de mântuire, care este răstignirea, credința în jertfa lui Hristos. Deci, deși au testat, asta înseamnă gustat, au testat, știu despre ce este vorba. Și dacă tot se întorc la lege, dacă tot se întorc la anumite practici, neagă ce a făcut Hristos pentru ei. Și de aceea nu au șansă de pocăință, de schimbare, pentru că își taie singura variantă de pocăință, care este credința în jertfa lui Hristos. Și eu cred că despre asta e vorba acolo, că și în capitolul 10 aceeași idee este. Pentru că ei, zice, fac păcat cu voia zice, anulează singura cale de mântuire, care este sângele lui Hristos. Deci ai niște evrei, au intrat în biserică și care nu pot să accepte că Iisus e adevăratul Mesia, da? Și nu mai trebuie să aștepte pe altul, că jertfa lui Hristos e suficientă pentru ei. Despre asta e vorba. De aceea, din capitolul 6, în continuare, 7, 8, 9, e vorba despre marele preot, despre jertfele care sunt și vrea să-i convingă că ce a făcut Hristos e suficient. Deci ei erau în biserică. Eu cred că acolo e vorba despre evrei care s-au încreștinat pentru o perioadă, dar nu au dus până la capăt procesul de încreștinare, de a deveni ucenicii lui Hristos. Deci doar pentru contextul evreiesc, asta nu se poate întâmpla în rândurile noastre. Nu cred că e vorba despre noi astăzi. Sau e contextul ăsta. Asta mă obligă să cred. Deci a luat textul ăsta și l-a aplicat la nu știu ce dușmani de-ai tăi. Nu, sunt alte texte mai faine cu dușmanii. Da, dar ăsta nu se poate aplica la dușmani. Frate, mi-a luat întrebare totodată cineva din sală. Fapte 19 cu 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, ucenicii lui Ioan, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. O zis, dacă puteți să explicați un pic. Să explic textul? Versetul. Bun, acest text face parte din, de fapt, un șir de patru texte în Faptele Apostolilor. Și toate trebuie luate împreună. De patru ori se vorbește despre faptul că Duhul lui Dumnezeu a mântuit pe cineva, pe Corneliu, pe... Da, samariteni și așa. Acel moment al pocăințelor, al convertirilor, a fost însoțit de aceste daruri miraculoase. Asta e prima mea grijă, să nu decupez un text și să-l separ de context. De aceea, dacă vă uitați la cartea Faptele Apostolilor, ce spune în 1 cu 8
Domnul Iisus Hristos, da, veți primi o putere care se va coborî peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, da, Samaria și marile pământului, înseamnă că vă imaginați niște cercuri concentrice. Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile pământului. Deci, lucrarea lui Hristos prin Duhul Sfânt a fost o lucrare de răspândire din centru, de undeva, peste tot. Și Iisus spune că această biserică, acest nou popor, va include oameni nu numai dintre evrei, ci și din afară. Bun. Și de aceea trebuiau niște semne, lucrări, pentru toți, care să arate că împărăția lui Dumnezeu, a lui Hristos, îi include pe toți, pe cei din Ierusalim, pe cei din Iudeea, pe cei din Samaria, care erau păgâni, și pe ceilalți. Și așa, încet, încet, dacă vă veți uita în Faptele Apostolilor, de la Ierusalim se trece în Samaria, de la Samaria se duce la casa lui Corneliu, și au mai rămas ucenicii lui Ioan pe undeva. Nu știm câți au fost. Dar acest cerc, această includere a tuturor grupărilor în trupul lui Hristos a continuat și cu acest moment al ucenicilor lui Ioan. Păi Ioan Botezorul a fost premergătorul lui Iisus. Erau și veri. Dar ca să confirme lucrarea lui Ioan Botezătorul, cred, de pregătire, așa, ucenicii lui Ioan trebuiau inclus și ei în trupul lui Hristos. Că și ei au fost acolo. Dar când mesajul a ajuns la ei, ei au zis, domnule, nici n-am auzit de Duhul Sfânt, nu știm despre ce e vorba. Și atunci li s-a predicat și au înțeles și au primit și așa. Bun, în 3 din 4 cazuri, dar nu în toate cazurile, s-a vorbit în limbi. Și de câteva ori și s-a prorocit. Încă o dată, eu când mă uit la aceste cazuri, mă uit din panoramic. A fost lucrat de misiune, de răspândire a Evangheliei. Toate aceste semne, incluzând vindecările și minunile care au avut loc, și alea cu, mă mir că nu m-ați întrebat cu năframa și cu batistele și cu, că era acolo. Toate aceste lucrări aveau ca rol să confirme lucrarea apostolilor, că aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Să afirme și să confirme ce făceau apostolii, că era de la Dumnezeu. De ce erau semne însoțitoare de tot felul. De aceea, vorbirea în limbi și prorocia era un semn că Duhul i-a adăugat și pe ei în trupul lui Hristos, cum a fost și în celelalte cazuri. Dacă vreți, era o extensie a cinzecimii. Nu era identică ca la cinzecime, dar era o extensie, ca și cum, am uitat și el intră, și samaritenii intră, și romanii intră. Și evreii intră în trupul lui Hristos. Aproape că nimeni n-a fost scăpat din vedere. Și așa văd aceasta. Era o confirmare a lucrării lui Ioan Botezătorul în planul lui Dumnezeu și era o includere și a ucenicilor lui Ioan, dacă ar fi crezut în Iisus Hristos, și au crezut, și Duhul lui Dumnezeu a venit cu un fel de confirmare vizibilă, tot să vadă, așa cum a fost și la Corneliu și în alte părți. Au fost niște confirmări vizibile, testabile, atunci era nevoie. Așa s-a format biserica. Deci, în planul Marelui Dumnezeu, era nevoie de aceste experiențe, de aceste dovezi. Așa era vremea atunci și Duhul Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Dacă mă întrebi, păi, de ce astăzi n-ar fi, sunt deschis, dar prudent. Noi nu putem repeta ce s-a întâmplat în primul secol. Să fim modești. Dar e posibil, acum plusez eu, e posibil ca Dumnezeu să ne facă parte niște experiențe
mai mari decât acelea. Și nu știu dacă nu chiar le trăim sau le-am trăit. Când vedeți câți oameni vin la Domnul, dacă noi trăim în emisfera nordică a lumii, tare bine ne merge aici. Tare bine ne merge. Europa de nord, da? America de nord, sunt cei mai bogați, cel mai bine ne merge aici. N-avem nici persecuție, n-avem. Dar în sud, emisfera sudică, America de sud, Africa, Asia de sud, noi nici nu știm ce se întâmplă acolo, dar acolo sunt cu zecile de mii, cu sutele de mii oameni care se întorc la Dumnezeu. Ăsta e miracol. E mult mai important. Deci noi vedem lucrurile lui Hristos și a Duhului Său mult mai puternic. Aici, în noi, în nord, încercăm să imităm ce face Duhul în sud. Și nu prea reușim. Mai un Tony, mai unul. Și ce? Încearcă și el, încearcă și alții. Dar e doar imitație. Autentic se întâmplă ceva în sud, acolo. Acolo lucrează Duhul extraordinar și acolo chiar sunt miracole, mărturii foarte puternice. Deci, că doar am cântat, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Mă, că am cântat pentru noi, să ne elibereze. Nu e o cântare prea teologică asta ce am cântat-o, sper că ați observat. De foarte multe ori zburăm în cântare. Nu e cântare reușită. Linia melodică e bună, așa, dar... altă dată despre teologia cântărilor. Da. Deci asta cred eu și despre ucenicii lui Ioan. Este o... deci mă aștept, de exemplu, ca în timp Duhul lui Dumnezeu să adauge la trupul lui triburi, popoare de care n-am auzit niciodată. Și poate să o facă în chip miraculos. În chip neobișnuit. De ce n-ar face? E lucrarea lui. Așa cum a fost atunci, poate să fie oricând în istorie. Păi noi românii cum am fost, săraci de noi în Cluj? Cine eram noi? Dacă în 1529, ar fi căzut porțile Vienei, toată Europa era musulmană. Dar acolo miracolul lui Dumnezeu a rezistat Viena. La a doua oară, că de două ori a fost asaltată Viena, a venit Sobieski, polonezul, și a alungat pe turci. Două încercări a fost să cucerească Europa. Și am fost salvați de aceste două momente. Noi nu știm, dar intră în categoria micilor miracole în istorie pentru noi. Și de aceea Europa a rămas cumva creștină în principiu. Nu știu cât de bine a fost sau nu, dar în România n-a fi vorbit limba română acum. Și nici voi aici. Deci, ne încredem în Domnul, lucrarea Duhului este deschisă, fiți mai prudenți, dar fiți și deschiși, vă rog, nu disprețuiți ceea ce Dumnezeu poate binecuvânta la alții și în viața altora. Și rugați-vă ca Domnul să vă surprindă și pe voi cu ceva lucrări. Precauți. Aia, am știut că îți place cuvântul ăla, frate. Dar mi-ar fi plăcut să-mi spui că îți place cuvântul deschidere. Frate, dar și precoț. Da. O ultimă întrebare. Cumva știu că nu mulți din noi suntem clari cu hula împotriva Duhului Sfânt. Nu, nu aud că se vorbește aici. Da. Da. Ce este până la urmă hula Duhului Sfânt? Cum? Hula. Hula împotriva Duhului Sfânt? Da. Ha. Acum, textul în Matei 12 nu prea are legătură cu ce urmează. Trebuie iarăși contextul să vă uitați atent, nu vă săriți la interpretări, așa, mai ales că sunt texte grele.
Deci, în ce context vorbește Iisus despre blasfemie? Cuvântul hulă înseamnă blasfemie, a vorbi împotriva Duhului Sfânt. Păi Iisus tocmai a vindecat un îndrăcit orb și mut și l-a tămătuit. Mutul vorbea și vedea. Și în contextul acesta Iisus i-a acuzat că a scos dracul cu satana, ajutat de diavol. Și Iisus răspunde, e logic cum diavolul să lupte împotriva lui. Cum adică ăla era, avea duh rău și vine diavolul să scoată duhul rău? Păi el l-a pus acolo. Și e foarte simplu și logic ce spune Iisus aici. Și în contextul acesta spune că dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și așa era. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Și apoi vorbește despre judecată. Deci, care e explicația? Majoritatea comentatorilor evanghelici așa răspund. Că hula împotriva Duhului Sfânt este să atribui lucrările Duhului lui Dumnezeu Duhului dracilor. Adică, a făcut Duhului Dumnezeu o lucrare să scoată demonul dintr-un om. Și tu vii și spui, nu Duhului Dumnezeu a fost, ci diavolul. Deci l-acuzi pe Iisus că a lucrat cu demonii? Și de ce e așa de grav acest păcat? Pentru că anulezi varianta care a fost folosită de Dumnezeu. Deci, practic, negi lucrarea lui Dumnezeu și îl faci pe Iisus Hristos partener cu diavolul. De aceea spune, pare rău, deci singurul Duhul Sfânt care te mai poate ajuta, tu l-ai scos afară, l-ai anulat. Deci când tu spui, nu Duhul Sfânt, nu mai există altă variantă pentru tine. Iertarea se dă pentru că Duhul Sfânt vine să-ți ierte păcatele în inima ta. Și dacă tu spui nu vreau, asta înseamnă să lupți împotriva Duhului Sfânt. Cine luptă împotriva Duhului Sfânt nu rămâne cu variante de iertare. S-a înțeles? Ideea. Bun. Frate Emil, dar tot aici, în contextul ăsta, spune și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecătorii voștri. Parcă am înțelege din versetul ăsta că fiii fariseilor scoteau ei dragi cu ajutorul. Da. Sau asta se poate înțelege, că, adică n-aveau Duhul Sfânt, n-aveau puterea lui Dumnezeu, dar scoteau demoni. Da. Sau... Poate că Iisus a fost ironic aici. Și Iisus a zis, între voi sunt unii care pretind că scot draci. Și voi credeți. Acum eu când am scos drac, mă acuzați că scot cu Belzebul, păi înseamnă că și fiii voștri tot cu ajutorul lui Belzebul îi scot. Dar nu înseamnă că Iisus confirmă că ei scoteau draci. Era o ironie. Era un fel de a pune problema ca ei să înțeleagă cât de stupizi sunt. Și unii nu s-au prins. Deci acolo e un joc subtil de cuvinte, de așa, de repere. Aveți grijă când acuzați pe cineva, că și între voi sunt unii care pretind lucrul acesta. Și lor nu ne spuneți nimic. Când scot eu, mă acuzați. Dar asta nu înseamnă că Iisus confirmă că se pot, că niște păgâni pot scoate draci din duhurile oamenilor.